Salut și bine ați venit la primul episod din seria Descoperă România. În acest episod veți vedea aventurile și peripețiile mele din călătoria către Transalpina. Nu a fost cum mă așteptam, domeniul schiabil Transalpina a fost închis. Spre naivitatea mea, eu chiar îi urmăresc pe Facebook și, întâmplător, nu am văzut ultimele anunțuri. Au avut niște probleme tehnice, iar acest lucru m-a făcut să-mi reconfigurez traseul și să merg către domeniul schiabil Straja. Pe drum am vizitat cetatea Făgărașului și am mers un pic și pe Transfăgărășan. La întoarcere am mers pe Valea Jiului către Drăgășani, unde am vizitat câteva domenii viticole. Veți vedea niște peisaje superbe în cele ce urmează. Vizionare plăcută! Am plecat din Ploiești, am ales drumul către Brașov, Sibiu și apoi către Transalpina. Mai aveam variantele București-Pitești sau Târgoviște-Pitești. Nu mi-au plăcut niciunul dintre ele. L-am ales pe acesta deoarece are serpentine și e un drum mai frumos. Mă aștept să nu fie foarte aglomerat fiind în timpul săptămânii. Astăzi, 17 ianuarie 2024. Ajungem pe Transalpina în 5 ore de acum. Sperăm să fie drumul destul de liber. Este foarte frumos peisajul montan încă de pe DN1. Probabil mulți vă întrebați de ce merg la domeniul schiabil Transalpina și nu merg la schi aici în Sinaia, Azuga, Predeal, Poiana, Brașov, Bușteni. Nu merg aici deoarece pe părțile acestea merg destul de frecvent, iar pe Transalpina, deși eu personal le fac reclamă și trimit toți prietenii mei acolo, știu că este un domeniu schiabil foarte bun, eu nu am mers absolut niciodată. Cunosc domeniul schiabil prin prisma paginii de Facebook. Și atunci cred că e momentul să merg acolo să văd exact despre ce e vorba, să văd dacă îmi place la fel de mult și la fața locului. Dar pârtiile, în momentul de față, de pe Valea Prahovei, sunt perfecte, aproape peste tot anins și sunt foarte, foarte bune. Vă sfătuiesc să mergeți la aer un pic. Am trecut de Azuga și deja începem să dăm de zăpadă. Din câte am auzit la televizor, Predealul ar avea mai multă zăpadă în perioada asta. Drumul este uscat și pe pârtii se schiază foarte bine. Așa cum auzisem deja, în Predeal este mai multă zăpadă, minus 4 grade, nu este absolut deloc aglomerat, pârtiile cu siguranță sunt bestiale în momentul de față. Se pare că de aici încolo e din ce în ce mai frig și din ce în ce mai înzăpezit către Poiana Țapului, Brașov. Foarte frumos! Vreau să-mi spuneți exact la ce vă gândiți atunci când treceți pe lângă un trailer de acest tip și mai ales când e gol. Dar fiți foarte, foarte sinceri, foarte sinceri, vă rog. Acela este drumul care vine de la Brașov și merge către Sibiu. Iar aici suntem în centrul Făgărașului, unde regăsim o biserică foarte frumoasă, foarte impresionantă, cel puțin pe exterior și cu siguranță merită vizitată. Iar aici, imediat pe dreapta, cetatea Făgărașului. Salut! Hai să mergem de jur. Să vedem peisajul. Aici, imediat, în apropierea cetății, găsim un bust. Cel mai probabil al lui Mihai Viteazul. Însă, cel mai bine, citim. Uite că nu e Mihai Viteazul, e doamna Stanca.
și Mihai Viteazu avea părul lung, așa că avem tot dreptul să fim puțin confuzi. Este prima ieșire pe zăpadă cu monociclul. Am constatat că e puțin nesigur atunci când fac întoarceri pe zăpadă. În rest, nu e absolut nicio problemă. Acolo nu ne este permis accesul. Însă putem să dăm un ocol cetății. Pe trotuarul din imediata proximitate. Făgărașul pare un oraș frumos. Unde putem să găsim arhitectura aceasta deosebită, pe care mulți dintre noi o căutăm în plimbările noastre. Se poate intra? Nu în cetate, vreau și eu să dau un tur în jurul cetății. Asta pot să dai. Mulțumesc frumos! O să venim cu altă ocazie să vizităm cetatea. Însă, deocamdată dăm doar un tur de jur împrejurul cetății. Foarte frumos din partea dumnealor că au și dezăpezit aici. De fiecare dată când veți auzi acest sunet, este din cauza faptului că am pus o alarmă pe monociclu care să-mi spună când depășesc viteza de 25 de km la oră. De ce am făcut acest lucru? Pentru că este riscant să mergi cu viteză mai mare. Acum merg pe monociclu cu îmbrăcăminte casual, adică blugi, pantofi, sport, geacă și căciulă. Am doar mânușile moto, dar le-am luat pe acestea pentru că erau mai accesibile. Din garaj. Ar fi trebuit să iau mânușile de moto de iarnă sau mânușile de schi. Foarte, foarte frumos. Se comportă bine pe zăpadă. Putem să facem și mici trucuri, dar nu ne aventurăm foarte tare. Pentru că o căzătură m-ar face să mă urc foarte rău și nu vreau să umblu în bagaj să mă schimb. Acest tip de content îl veți găsi întotdeauna pe canal. Foarte frumos. Cred că tuturor le-ar plăcea să vină să viziteze aceste locuri. Din câte am văzut, cetatea se vizitează fără achitarea unui preț de intrare, dar chiar dacă se plătește vreo taxă, cu siguranță nu poate fi foarte, foarte mare.
foarte frumos, lac în stânga și în dreapta. Mulțumesc frumos! Și este program pentru vizitarea cetății? Mulțumesc frumos! Ultima intrare în cetate este la ora 16. Acum fiind ora 16. Acum, pentru faptul că mergem pe acest trotuar pe lângă lac, este un pic riscant, pentru că dacă îmi pierd echilibrul și cad de pe roată, roata întotdeauna face un mic joc de redresare. Acest mic joc de redresare poate și însemna autoaccelerarea ei și scăparea în lac. N-ar fi prima dată când cad într-un lac, râu sau baltă, dar la temperatura asta chiar nu ar fi foarte, foarte drăguț să se întâmple din nou. Mulțumesc! Încă o dată biserica. Se amenajează puțin centrul. Am văzut că sunt câteva utilaje de construcții. Și centrul aici este închis deocamdată. O zonă foarte, foarte frumoasă, unde perioada asta, când este zăpadă, putem să tragem un copil cu sania, dacă ne dorim. Hai să vedem dacă merge să sărim de pe bordură, fără să alunecăm. N-a fost absolut nicio problemă. Ne îndreptăm către mașină. Respectând mai mult sau mai puțin regulile de circulație. Semnalizăm frumos. Și am ajuns. Iată că am ajuns și pe Transfăgărășan. Sunt minus 5 grade. Și deja avem indicatoare încă de jos că drumul este deschis doar până la Bâlea Cascadă. Bâlea Cascadă este acolo de unde începe telecabina. O să caut pe internet în zilele ce urmează să văd dacă a fost deja construit castelul de gheață de sus de la Bâlea sau urmează să fie construit. Ar fi o experiență foarte frumoasă să merg acolo undeva la minus 15 grade, să merg cu monociclul. Cred că ar fi foarte, foarte interesant să fac acest lucru. Peisaj extraordinar aici, cu toți pomii ăștia ninși. Absolut super. M-am întâlnit cu absolut nicio mașină de jos de la intersecție cu Cârțișoara. Drumul este liber, liber, nu circulă absolut nimeni pe aici. Am urcat pe Transfăgărășan și am ajuns la telecabina de la Bâlea Lac. De aici se ia telecabina și cel mai probabil urmează să vină cu ultimii vizitatori. Roata a leșinat. Hai să vedem dacă putem ajunge înapoi la șosea fără să cădem, deoarece zăpada aceasta este foarte, foarte alunecoasă.
Ok. M-am dezechilibrat. Aici am căzut mai devreme și m-am dezechilibrat din nou. Aici am parcat. Zona în care sunt acum se numește Bâlea Cascadă și în weekend este foarte, foarte aglomerată. Foarte puțini oameni. Spre deloc. Vin să viziteze această zonă în timpul săptămânii. Acum scărița mi s-a umplut de zăpadă și alunec foarte, foarte tare. Hai să o curățăm un pic. Să vedem dacă putem să urcăm pe aici. Roata este plină de zăpadă, este foarte, foarte alunecos. Din nou m-am urcat pe roată fără echipamentul de protecție moto, pentru că nu am de gând să merg foarte tare. Spre Bâlea Lac și Bâlea Cascadă. Sunt minus 5 grade deja. Din acest moment, fiecare 10-20 de metri în altitudine fac temperatura să fie din ce în ce mai scăzută. Dar nu bate vântul absolut deloc. Iar aici se oprește traseul. Sincer, nici nu știu dacă am voie să merg pe jos aici, însă uitându-mă la acești țurțuri giganți, deja pare destul de periculos. Ar fi o experiență alunecă foarte, foarte rău și m-am dezechilibrat din nou. Voiam să spun că ar fi o experiență foarte, foarte faină undeva în zilele viitoare să vin și să urc cu telecabina, să iau și roata cu mine. Și să urc sus la Bâlea Lac cu roata, să încerc să merg pe acolo. Să mai citesc o dată manualul de instrucțiuni, să văd până la ce temperaturi poate fi folosită roata, pentru că nu aș vrea să o stric. Practic, bateria ar avea de suferit dacă aș face lucrul acesta. În videoclipurile viitoare, dacă văd că este interes pentru filmările pe care le postez, intenționez să achiziționez echipament profesional pentru aceste clipuri. Salut, Cuțu! Salut! Cum ar fi ceva camere GoPro, o cameră 360? Și, bineînțeles, foarte, foarte de ajutor mi-ar fi o dronă.
nu numai pentru a filma, dar și pentru copilul din mine care vrea să se distreze. Când eram mic, am avut un elicopter, l-am primit de la Moș Crăciun, dar era destul de greu să înveți să utilizezi acel elicopter, așa că nu mi-a luat foarte mult până l-am distrus. A fost suficient să mă joc cu el de 5-10 ori, să se rupă o elice. Vântul este foarte, foarte rece. Am cagula pe cap, dar o am sub formă de căciulă. Iar vântul mă taie foarte, foarte rău la față. Nici de data aceasta nu am optat pentru mănușile de iarnă. Cred că sunt un pic masochist. Ce rost are să ai echipament de protecție dacă nu îl folosești? Și zici că mergi tu mai încet și ești mai prudent, dar fix atunci când îți propui să fii mai prudent din cauza faptului că nu porți echipamentul de protecție, atunci se întâmplă un accident. Așa că dacă n-are cine să mă certe, încerc să mă autoeduc și să port echipamentul de protecție. Pentru că dacă răcesc, va trebui să stau în casă și nu pot să mai să mă mai aventurez. Farul de la monociclu a început să licăre, se vede și pe asfalt, da, acum este pornit. Și acum s-a stins, pentru că aici în partea de sus, unde arată bateria, are un senzor de luminozitate și în funcție de lumina pe care o simte din mediul exterior, își aprinde sau își stinge lumina de întâlnire. Lumina de drum, așa zisa fază scurtă, pentru că roata are și niște daylight-uri care stau aprinse non-stop. Bineînțeles că pot fi stinse manual, dar mai bine să fie aprinse pentru a fi vizibili. De cele mai multe ori echipamentele mele de călătorie sunt negre, așa că măcar roata să fie luminată. Iar în partea din spate este un stop. O să vă arăt imediat. Uite. Deci asta e roata și asta e fața. Fiind electrică, bineînțeles că merge condusă și invers. Nu e absolut nicio problemă. Și acum, în loc să avem farul în față, avem stopul. Accelerăm și când decelerăm, bine, noi acum practic mergem cu spatele, deci el nu o să licăre, dar în momentul în care mergem cu fața și decelerăm, acest LED stopul începe să licăre pentru a anunța participanții la trafic din spate că frânăm. Ca să nu fie surprinși de faptul că s-ar putea apropia mai repede de noi. Vă sfătuiesc și pe voi să încercați să mergeți pe un monociclu sau pe o trotinetă. Uite cât de fain se văd stâncile astea aici.
vă sfătuiesc să folosiți un vehicul electric pentru că vă dă o libertate de mișcare. Am foarte multe cunoștințe în Ploiești care lucrează la 2-3 minute cu mașina de casă, undeva la 1 km 2-3 în Ploiești. Și atunci, pe timp de vară sau în anotimpurile din apropierea verii, de ce ai lua mașina când poți să mergi cu un vehicul electric, ajungi foarte repede, te uiți puțin pe vreme, să fii atent să nu te prindă ploaia și cred că e mult mai fain. După o perioadă poți deja să fii mai atent și la toți oamenii ăștia din trafic care nu prea te respectă, cu orice ai fi, nu te respectă, cu bicicleta, cu monociclu, cu motocicleta, atâta timp cât nu ești șofer într-o mașină, nu o să primești respectul participanților la trafic, decât dacă sunt și ei bicicliști sau motocicliști. În momentele când intrăm într-un magazin sau e foarte, foarte alunecos, avem acest mâner. Uite, așa licăre în momentul în care frânăm. Avem acest mâner de care o ținem și ne vom folosi de el să mergem până la mașină ca să nu mă mai aventurez eu aici pe zăpada asta și să pic. Dar sincer, de ce să nu pic? Adică ce-i cu toată grija asta? Hai să fim nebuni. Ia uite. A leșinat. Hai să vedem încă o dată. E numai gheață aici. Pe substratul acesta de zăpadă e numai și numai gheață. Nu-i deloc ușor. Hai, ia un loc aici liniștită. Bună dimineața. La ora 6 eram deja plecat din Sibiu și am mers către Râmnicu Vâlcea. Iar acum sunt la barajul Brădișor, pe drumul către Transalpina. Așadar, de la Sibiu către Râmnicu Vâlcea, când intrăm în localitatea Brezoi, la un moment dat vom face dreapta și vom intra pe acest drum. Continuăm drumul până ajungem la domeniul schiabil. Acesta este drumul de pe care tocmai am venit. Am trecut de lacul Brădișor și am mers în lungul râului Lotru. Iar aici mă aflu la o intersecție pe care țineam neapărat să vă arăt. Se face la stânga către Ciunget și o să fac alte videouri undeva mai spre vară din zona aceasta. E o zonă unde împreună cu părinții mei și mai mulți prieteni am mers și am campat off-camping. Nu am rezistat și m-am urcat un pic pe roată ca să dau o tură pe aici. Asta este drumul către Obârșia Lotrului. S-a făcut mai devreme o intersecție către Obârșia Lotrului, dar uitați un pic cum arată turturii ăștia înghețați. Bine, surțurii sunt înghețați. Asta e apă înghețată. Ia uite cum arată acolo. Ia uite tot malul ăsta de lângă drum, pe care nu ai timp să-l vezi atunci când treci cu mașina și cel mai probabil nu te oprești să-l vezi,
Ia uite un pic cum arată aici. Ia uite cât de frumos e. Și așa este tot versantul ăsta de pe partea stângă. Ia uite cât de frumos. Sunt minus 10 grade, am uitat să specific. Și continuăm drumul. Mai sunt 20 de kilometri până ajungem în stațiune. Pe drumul nostru către Transalpina ne-a întâmpinat domnul de la parcare, care ne-a spus că zăpada este din ce în ce mai mare de aici încolo. Pe o scară de la 1 la 10, drumului acesta care duce către Transalpina, mai ales ultimii 20 de kilometri, îi dau nota 5. Nu pot să-i dau 4 pentru că totuși e de trecere, dar mai mult nu pot să-i dau. Este aproape ora 9 și nu am ajuns încă. Dar peisajul este superb, pomii aceștia încărcați de zăpadă sunt minunați. Lacul Vidra, sunt minus 15 grade, lacul pur și simplu fierbe. Dacă temperatura apei e undeva la 3-4 grade, asta face să apară acest efect de condens la suprafața apei. Domeniul schiabil este închis deocamdată. Dar o să mă concentrez mai mult pe peisajele lăturalnice, urmând ca în una din zilele viitoare să merg și cu schiurile pe pârtie. E foarte frig. Data aceasta, echipament complet de iarnă, echipament de schi, cască, cagulă, mănuși,
tot ce trebuie, pentru că la minus 15 grade și pe roată, la undeva la 20 km la oră, nu te joci cu frigul. Nu am șansa să fac absolut niciun traseu off-road. E zăpada atât de mare, undeva la 40-50 de centimetri peste tot, iar pe pârtie trece de 80 de centimetri. Așadar, domeniul schiabil Transalpina este închis, așa cum aveam și o vagă bănuială că va fi. Dar nu e nicio problemă. Acum mă îndrept către Petroșani și voi încerca să schiez la Straja. Hai să vedem cum se prezintă pârtia la Straja. Zăpada e din ce în ce mai mare. Deja depășește 50 de centimetri. Iar brazii sunt încărcați de zăpadă, probabil a nins ieri, alaltă ieri. Sunt în continuare minus 17 grade aici. Chiar sunt curios care va fi minima. Toată această cascadă este formată din apă înghețată. Dacă venim aici vara, vom vedea doar apă curgând prin mai multe locuri și pe acolo pe stânga. Însă acest spectacol de țurțuri doar acum îl putem găsi. Iarna la minus 10, minus 15 grade. O să
facem o recapitulare, am plecat de acasă pe Valea Prahovei. Ieri am mers de la Sibiu până la Brezoi pe Valea Oltului, iar acum merg de la Straja către Drăgășani pe Valea Jiului. Toate trei niște drumuri foarte frumoase, mai ales dacă le prinzi libere. Nu uitați să vizitați mănăstirea Lainici dacă veniți pe Valea Jiului sau către Straja. Este o mănăstire foarte, foarte frumoasă. Iată că am ajuns și în Drăgășani, orașul meu natal. Acela este drumul care vine din centrul orașului și duce către Târgu Jiu, iar aici începe Dealul Viilor. O să mergem să vizităm câteva dintre cramele Drăgășanului. Cu siguranță nu pe toate, pentru că sunt foarte multe. Aici întâlnim prima cramă, un domeniu foarte frumos, domeniul viticol Iordache. Viile sunt foarte frumos aliniate. Spectacolul de culori de primăvară este incredibil în zona aceasta. Aici este încă o cramă de proporții mai mici. Iar acum continuăm până sus în vârful dealului. Drăgășaniul văzut de sus, din cel mai înalt punct, este un oraș viticol, o adunare urbană în mijlocul a foarte multe adunări rurale, de aici și nivelul de trai foarte crescut, unde populația este civilizată, iar vinul este alimentul numărul 1. Acolo este crama Isărescu. Aici o dăm în off-road. Iar pe drumul acesta ajungem la stația meteorologică, iar în dreapta avem domeniul Florescu. Iar aici deja ajungem în domeniul viticol Isărescu. Toate construcțiile pe care le vedeți sunt crame.
Zona aceasta este o zonă mai nouă, dezvoltată foarte mult în ultimii 5-10 ani, asfaltată în ultimii 2 ani. Pe acolo se coboară către centura Drăgășani și aici avem indicator pentru drumul vinului și crama Știrbei. Mai sunt și alte crame, dar crama Știrbei este cea mai cunoscută din zona aceasta. Drumul vinului. Așadar, am ajuns și la domeniul Știrbei. Un domeniu foarte frumos, se vede acolo în vale crama. Ia uite, teren de vânzare pentru cramă sau pensiune, cine este interesat. Iată că am ajuns la sfârșitul acestui episod. Sper din suflet că imaginile capturate de mine v-au încântat privirile. Până data viitoare, nu uitați că susținerea voastră îmi dă voință și încredere să continui ceea ce fac, așa că dacă și ție ți-a plăcut, te rog nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul meu. Dacă vrei să vezi toate videoclipurile care apar pe canalul meu, apasă te rog pe clopoțel și astfel vei vedea toate clipurile încărcate zilnic. Mersi pentru vizionare!